Găinușa roșie, o poveste de Joseph Jacobs. Într-o bună zi, în timp ce scurma pământul cu ciocul, găinușa roșie găsi un bob de grâu. Acest bob de grâu trebuie plantat, zise ea. Cine va planta bobul ăsta de grâu? Eu nu, zise rața. Eu nu, zise pisica. Eu nu, zise câinele. Atunci îl voi planta eu, zise găinușa roșie. Și asta a făcut. În curând, grâul crescu înalt și galben. Grâul este copt, zise găinușa roșie. Cine va secera grâul acesta? Eu nu, zise rața. Eu nu, zise pisica. Eu nu, zise câinele. Atunci îl voi secera eu, zise găinușa roșie. Și asta a făcut. Când grâul fuse cerat, găinușa roșie întrebă: cine va trăiera grâul acesta? Eu nu, zise rața. Eu nu, zise pisica. Eu nu, zise câinele. Atunci îl voi trăiera eu, zise găinușa roșie. Și asta a făcut. Când grâul fu trăierat, găinușa roșie întrebă: cine va duce grâul ăsta la moară? Eu nu, zise rața. Eu nu, zise pisica. Eu nu, zise și câinele. Atunci eu, zise găinușa roșie. Și asta a făcut. I-a dus grâul la moară și-l măcină și făcu făină. Apoi i-a întrebat: cine va frământa și va coace pâine? Eu nu, zise rața. Eu nu, zise pisica. Eu nu, zise câinele. Atunci eu, zise găinușa roșie. Și asta a făcut. Ea frământă și coapse pâine. Apoi întrebă: cine va mânca această pâine? Oh, eu o voi mânca, zise rața. Și eu, zise pisica. Și eu, zise câinele. Nu, nu, zise găinușa roșie. Eu voi face asta. Și asta a făcut.